Vom evolua împotriva favoritei, uneia dintre favorite la câștigarea acestei ediții a Eurocup. Sunt o echipă cu foarte mare tradiție, cu ani buni jucați în Euroliga masculină. O echipă care an de an în Spania joacă play-off-ul și au performanțe foarte bune. Știm bine cu toții ce înseamnă campionatul spaniol. Însă o echipă cu care ne dorim foarte mult să jucăm și ne dorim să facem un meci bun și să câștigăm. Cam asta este mentalitatea noastră. Băieții sunt motivați pentru această partidă, cum de altfel sunt pentru fiecare partidă din Eurocup. Ne-am antrenat bine, nu avem probleme mari cu accidentările, doar Cuti a avut o răceală și nu s-a putut antrena, a avut febră ieri și nu s-a putut antrena, însă sper eu ca la ora jocului să fie apt. Deci privim cu optimism această partidă și ne dorim să câștigăm cu siguranță. What a please share with us your opinion about the next game? Well, I think Juventud is one of the best teams in the Eurocup. They play very good in this competition for years now, so they have a lot of experience, a lot of players that are playing with the same coach for years, and from that side I think that's the big advantage for them, not only against us but almost against every team. For us it's a challenge to play against teams like that, and we will try to improve and to do some things better than that we did on the previous games. And I hope we will manage to play one good game against them. Questions? Badalona e echipă foarte eficientă de la 3 puncte, cred că cea mai eficientă din competiție. Credeți că ați găsit un mod în care să îi opriți? Că cu apărare eficientă, nu e logic. Sunt una dintre cele mai eficiente, nu chiar cea mai eficientă, însă într-adevăr au shooter foarte buni. Plimbă mingea bine și se mișcă foarte mult în atac. Va trebui să fim extrem de concentrați, să avem reacții bune în apărare și să contestăm fiecare aruncare a lor, sperând ca procentajele lor să fie mai scăzute ca de obicei. Cu siguranță nu-i vom putea ține să nu marcheze niciun coș de 3 puncte, este imposibil în basketul din ziua de azi, însă dacă procentajele lor sunt mai slabe decât media pe care au, înseamnă că ne-am făcut treaba. Thanks for the question. Everything was super nice, if I can say it like that. The team and everybody around the team accepted me very well, and they made it easier for me. And now already I feel like I'm here longer than those couple of weeks. So everything is super. Was someone who speak about the push? Of course, yes. I played in national team for years together with Stipanović. Also, I played with Birčević in Partizan. So they told me a lot about the club and the city. I was here playing once a couple of years ago, so I knew the gym already. We played some preparation games against Cluj the last couple of years because they used to prepare in Serbia. So. It was not like totally new for me. They made it way more easier for me. Nemanja against Bursaspor, the first half was very good, and after that it was a tough third quarter. Yeah. What did you learn as a team from that game that will help you in the game? Well, when I said moments ago about Badalona, that those are experienced teams and that they play this competition for years. Same goes for Bursa. They are one of the best teams and they know how to play these tough games. They managed to play hard for a whole game, 40 minutes, that we didn't. So we will try to work on that and try to improve so we can be competitive for all 40 minutes. Important ar fi ca atmosfera din sală să fie cel puțin
Cu siguranță că ar fi extrem de important. Îi așteptăm pe fani într-un număr cât mai mare. Sper că înțeleg că jucăm un meci extrem de important pentru noi, pentru istoria basketului clujan și pentru clubul nostru. Îi așteptăm alături de noi și sper eu să le facem o bucurie după terminarea meciului.